Bună ziua, stimați ascultători și privitori ai platformei multimedia Radio România Observatorul European, din nou în studioul Parlamentului European, împreună cu un alt invitat al nostru, este vorba de eurodeputatul PSD, Ciprian Tănăsescu. Astăzi vom încerca să descifrăm secretele, culisele a ceea ce înseamnă diaspora românească și care este până la urmă implicarea politicienilor români din Parlamentul European în această problemă, în această problematică destul de spinoasă, pentru că vom aborda subiecte precum discriminarea românilor pe piața muncii, tratamentul cu dublu standard privind românii din alte zone din Europa și, nu în ultimul rând, Schengen. Bună ziua, bine ați venit în studioul Parlamentului European. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. E o problemă spinoasă, diaspora românească. De ce? Pentru că, trebuie să o spunem de la început, încă mai avem de învățat și noi de la celelalte state membre, de la alte state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce privește modul în care trebuie să-i ajutăm, să ținem și să le apărăm interesele românilor de peste hotare. Probabil că și acesta este unul din motivele pentru care ei se simt izolați în țările de adopție și probabil că, de asemenea, este și unul din motivele pentru care administrațiile locale sau cele centrale din țările de adopție nu prea țin cont de drepturile românilor în țările unde aceștia au rezidență. Ați implicat foarte mult, știu, în ceea ce privește diaspora din Belgia, diaspora românescă din Belgia, de asemenea, diaspora românească din Marea Britanie. Care sunt problemele curente cu care se confruntă ei acolo? Aș putea spune că problematica este comună și nu numai Belgiei și Angliei. Este vorba de o problematică comună pe plan european. Deci pe întreaga Europa. Exact. Sigur că există diferențe de la stat membru la stat membru, în funcție și de legislația specifică țării respective. Însă, în general, românii se confruntă cu câteva probleme care sunt ușor de identificat, dar nu chiar atât de ușor de rezolvat, din păcate. Este vorba de accesul pe piața muncii, este vorba de recunoașterea diplomelor românilor în străinătate. O mare problemă asta. Da, bineînțeles. Și o problemă care datează de ani buni de zile. Și care e într-un fel conexată și cu piața muncii, cu accesul pe piața muncii. Da, bineînțeles. Toți cei care au studii superioare, normal, în momentul în care merg afară și-ar dori să reușească să capete un post pe măsura studiilor pe care le-au făcut. Din păcate, studiile acestea diplomele nefiindu-le recunoscute, așa de ușor, sunt nevoiți în final să accepte posturi care sunt uneori cu mult sub calificarea pe care o au ei, de fapt. Piața muncii, diplomele? Ar mai fi și problema vocii românilor în țările de adopție, în administrațiile locale, în comunitățile românești, încă, pot să spun, au un cuvânt mult prea mic de spus. Deci un nivel de reprezentare mic în raport cu, exact, cu dimensiunea comunității respective. Ar fi important pentru ei să poată fi luați în seamă ca o comunitate mai mare, ca o comunitate serioasă, ca o comunitate care poate aduce lucruri bune, poate aduce idei, pot rezolva probleme în administrațiile locale din țările de adopție. Din păcate, până acum nu aș putea spune că s-au făcut mari pași în acest sens. Există un început și poate vom vorbi un pic mai încolo despre acest lucru. Și lucrurile par să se profileze bine pe mai departe, însă, așa cum am spus, este doar un început. Mai există probleme, iată, spuneați mai devreme, despre modul cum sunt tratați românii la locurile de muncă din țările de adopție. Special percepția autohtonilor
față de românii care vin să muncească sau să își desfășoare studii în străinătate. Aici există, de fapt, două fațete, sau dacă vreți, haideți să împărțim pe două categorii această percepție. Odată este percepția celor din țările de adopție față de românii care doresc locuri de muncă în țările respective, fie că le-au obținut, fie că nu. Da. Și din start, trebuie să o spun cu duritate, dar este un lucru real. Există state membre ale Uniunii Europene care chiar și până la ora aceasta ne privesc ca pe niște cerșetori ai Europei, ca pe niște oameni care venim să facem numai lucruri rele, cetățeni pe oriunde ne duce, ca pe niște cetățeni de mâna a doua. Și ca atare, nu merităm drepturi. Cetățeni de mâna a doua, egal lipsă de drepturi. Nu, trebuie să le demonstrăm că avem exact aceleași drepturi ca și ei. Suntem cetățeni ai Uniunii Europene, ceea ce implică și faptul că avem aceleași obligații pe care ni le asumăm. Dar avem, deci, și aceleași drepturi care ne trebuiesc acordate. Iar a doua fațetă este modul în care sunt priviți românii care sunt stabiliți de ceva vreme în țările de adopție, care au niște locuri de muncă stabile și care, cu toate acestea, la locul de muncă sunt tratați discriminatoriu. Trebuie să facem o distinție, totuși, și cred că aici mulți vor fi de acord că trebuie să facă o distinție între acei români, acei cetățeni români care, prin comportamentul lor, hai să spunem, abuziv, la limita legii sau chiar în afara legii, creează probleme în spațiul comunitar, în țările din spațiul comunitar, dacă e să ne referim doar aici, și, pe de altă parte, restul românilor care vor să aibă o viață decentă, normală, să-și urmeze cursul firesc, să aibă o ascensiune profesională și un trai decent. Însă, cum este normal pentru businessul mediatic din Occident și nu numai, subiectele de tip tabloid, țiganii care fură, țiganii care cerșesc, românii în bande criminale care falsifică carduri și așa mai departe, prevalează în opinia consumatorului occidental de media, pentru că devin niște sloganuri, devin niște... Cum rezolvăm această din situație? Din păcate. Bun, trebuie spus din start că nu există pădure fără uscături. Și aceleași lucruri de care românii sunt acuzați în străinătate, putem și noi la rândul nostru, în România, să lansăm aceleași acuzații sau poate unele de același calibru, similare, față de străinii care vin în România și înfăptuiesc tot felul de acte necugetate, împotriva legii, etc. Dar de asemenea spun, și în acest caz, nu există pădure fără uscături. Nu putem să catalogăm un popor, o nație, o etnie, numai după excepții. Știu, există vorba conform căreia excepțiile confirmă regula. Iată că de data aceasta, această vorbă nu se aplică și nu se va putea aplica niciodată. Ar fi grotesc ca în România toți românii să spună faptul că au existat câteva cazuri în care persoane venite din alte state au fost acuzate și nu numai, dar și acuzațiile au fost dovedite de pedofilie în România. În momentul acela trebuie să spunem toți din acea țară belgeni, sunt italieni, pedofili. Germani sunt pedofili. Da? Da. Sau dacă au venit și au escrocat în România oameni de afaceri sau chiar particulari, bătrâni, etc.
luându-le banii, luându-le casele prin diferite mijloace, să spunem, nu, toți din țara respectivă sunt niște scroci. De aceea nu ne dorim nici noi să fim etichetați ca atare numai pe baza unor fapte apărute în niște tabloide. Este anormal, este în primul rând o conduită anti-europeană pe care o respingem din start și zic eu că în ultimii ani am reușit ușor, ușor să dovedim că merităm să fim membri ai Uniunii Europene, că ne dorim acest lucru și că, mai mult de atât, românii și România au pus serios umărul la construcția pe mai departe a Uniunii Europene și la menținerea ei, a stabilității ei. Noi suntem pro-europeni, ca români, și ne dorim o construcție stabilă în Uniunea Europeană. Ce ne facem pentru că ne apropiem de momentul, pentru români, să spunem, mult așteptat, al deschiderii al pieței muncii în Uniunea Europeană, al ridicării restricțiilor pe piața muncii, nu? Am avut 7 ani de restricții și din cauza asta foarte mulți dintre români n-au reușit să se integreze în statele Uniunii Europene. Acum, iată, începând de la 1 ianuarie 2014, vor putea liber să aibă acces la piața muncii din diferite state europene, însă momentul nu e pregătit cu confeti și cu entuziasm în întreaga Europa, ci cu campanii de presă care vorbesc despre o așa numită invazie a românilor și bulgarilor, despre hoardele de români și bulgari care vor fura locurile de muncă ale autohtonilor. Cum răspundem unor astfel de campanii? Da, este problema acestui mult așteptat ianuarie 2014. Este o problemă cu care, vă spun sincer, noi, europarlamentarii PSD, ne confruntăm destul de des aici, în Parlamentul European, în problematica abordată și este unul dintre lucrurile pe care, de asemenea, le facem în mod frecvent, discutăm cu colegii noștri, discutăm cu factori de răspundere din celelalte state membre europene și încercăm să le explicăm situația, încercăm să îi facem să vadă lucrurile așa cum sunt ele de fapt, nu așa cum poate li s-a prezentat de către presa tabloidă, de către o fracțiune anti-europeană, politică din țările respective, de către oameni care nu au niciun interes să lase această piață a muncii europeană liberă. Este până la urmă unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și este un drept fundamental în Uniunea Europeană. Această liberă circulație a forței de muncă. Dacă noi, ca români, nu vom avea acces și la această liberă circulație a forței de muncă în spațiul european, ci doar la libera circulație a mărfurilor, atunci de-abia s-ar putea să ne numim un stat european de mâna a doua, în care vom deveni poate doar o piață de desfacere pentru mărfurile produse în alte state ale Uniunii Europene. Nu ne dorim acest lucru. Dorim să avem aceleași drepturi cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru că la rândul nostru ne respectăm obligațiile care sunt aceleași cu celelalte state membre. Și ca atare, nu văd de ce ar trebui ca unii să se sperie că românii sau bulgarii vin să muncească în țările lor. În fond și la urma urmei există, eu personal cunosc foarte multe cazuri de italieni, de francezi, de belgieni, de austrieci care au venit în România și au deschis afaceri în România sau pur și simplu s-au angajat în România și lucrează acolo. Pe toți am primit cu brațele deschise. Niciodată n-am acuzat vreun stat membru că își trimite oamenii sau că oamenii din statele respective vin la noi în țară și ne iau locurile noastre de muncă.
Cu toate că situația șomajului din România poate că ar justifica o asemenea atitudine. Și măsuri protecționiste cum se practică, dar desigur, nu facem. Însă noi n-am făcut niciodată acest lucru. I-am primit, așa cum știu românii să-i primească, ospitalieri, cu pâine și cu sare, ca să spunem așa. Și le-am dat aceleași drepturi ca și noi. Mi se pare normal să beneficiem la rândul nostru de aceleași drepturi în momentul în care ne dorim să mergem și să muncim într-un alt stat membru european. Să înțeleg că pledați pentru această lege a reciprocității în ceea ce privește tratamentul și drepturile de respectat și de, bineînțeles, de acordat. Trebuie să existe un regim echitabil pentru toată lumea. Este singurul pe care îl spun. Niciodată România n-a cerut mai mult decât ceilalți. A cerut numai ceea ce li se acordă și celorlalți membri ai Uniunii Europene. Știu că formați acum o echipă, ați intrat în studiul unor dosare privind, să spunem, situația românilor din Belgia și din Marea Britanie și acolo ați descoperit că, frecvent, argumentele autorităților, cel puțin în cazul Belgiei, vin dinspre sindicate, dinspre Ministerul Muncii, care ar acuza românii, care au reușit să se integreze cât de cât pe piața muncii belgiană, înainte de ridicarea restricțiilor, că ar practica dumpingul social. Cu alte cuvinte, serviciile pe care le oferă românii, muncitorii români care sunt aici, ar fi mai ieftine decât, ca preț decât cele oferite de muncitorii autohtoni, fie ei valoni sau flamanzi. Cum priviți acest tip de argument invocat? Din păcate, nu este un argument valabil, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu mi se pare că există sau poate exista o acuzație de dumping social real. Fiind vorba despre, așa cum am spus mai devreme, o piață a muncii liberă în Uniunea Europeană, principiul competitivității, al cererii și al ofertei, trebuie să se aplice și aici. Atâta vreme cât există oameni care au calificări foarte bune, care se descurcă foarte bine la locul respectiv de muncă, de care patronilor sunt mulțumiți și sunt dispuși să accepte să muncească poate pe bani mai puțin decât cei din țările de adopție, nu văd care este problema. Credeți că până la urmă, în următorii ani, începând cu 1 ianuarie 2014, vom reuși să scăpăm de aceste capcane și aceste tratamente de tip discriminatoriu, protecționist, sau vor exista în continuare? Atâta vreme cât, și acum am să spun un lucru care mă doare foarte tare ca român, însă trebuie să-l spun, atâta vreme cât încă din România mai există fracțiuni care transmit semnale antiromânești în afară, către Uniunea Europeană, către statele membre, iar noi ceilalți trebuie să ne luptăm pentru a anihila aceste rele făcute. Să ne pierdem practic timpul cu asemenea prostii, ca să le spun așa, în loc să ne folosim timpul și energia pentru a face treabă așa cum suntem obișnuiți și așa cum ne-am propus în favoarea românilor, în favoarea României, va fi foarte dificil. Însă pot să vă asigur că nici eu, nici colegii mei nu vom ceda presiunilor și vom merge mai departe pe linia pe care am apucat-o. Vom face tot ce ne va sta în putință pentru a crea o imagine reală a României și a românilor în Uniunea Europeană, pentru că România și românii merită acest lucru. Revenim la un ultim punct pe care l-ați menționat în cursul discuției noastre, și anume nivelul slab de reprezentare al românilor în societățile civile europene, în politica, fie și la nivel local europeană. Cunosc cazuri în Italia și în Spania în care românii au încercat și au reușit unii dintre ei să participe la alegerile locale și au avut posturi de consilier, au obținut funcții de consilier în diferite orașe sau comune din țările respective. Ce se întâmplă cu Belgia, ce se întâmplă cu Marea Britanie, ce se întâmplă cu acest proces necesar de a trimite în față români care să reprezinte în țările respective, cel puțin la nivel local, diaspora românească, românii care sunt o minoritate în țările de adopție. Da, este
o idee și un proiect pe care PSD-ul o susține foarte tare, ideea respectivă o susține foarte tare. Și este un proiect în care PSD Diaspora s-a implicat foarte mult în ultima vreme. Au început să apară rezultate, așa cum spuneați și mai devreme, în Italia, în Spania și, apropo de Belgia și Anglia, cu care eu am colaborat mai strâns în ultimii 2 ani și jumătate, pot să vă spun că aici chiar s-au înregistrat rezultate notabile. Și suntem chiar mândri, să spun, de ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri locale din Belgia. Iată că avem reprezentanții noștri de la PSD Belgia, care sunt consilieri în administrația locală din Belgia. Același lucru se întâmplă și în Marea Britanie. Sunt două filiale, PSD Anglia și PSD Belgia, două filiale cu care eu am colaborat mai strâns în ultimii 2 ani și jumătate și care pot să spun că au avut rezultate foarte, foarte bune în acest sens. Așa cum ziceam, este doar un început, este un miez doar. Bineînțeles că este un proiect care de-abia de acum încolo se va dezvolta. Am încercat, am văzut că se poate și acum ne dorim ca această idee, acest proiect să capete amploare și la următoarele alegeri, în funcție de statele membre, la următoarele alegeri locale din statele membre, să fim mult mai prezenți, mult mai bine înclavați în sistemul respectiv pentru a putea să fim mai bine reprezentați, deci să avem români aleși în administrațiile locale și în felul acesta să fim mult mai bine reprezentați și deci, în final, vocea românilor să se poată auzi mult mai bine în țările de adopție, iar comunitatea românească să fie băgată în seamă și nu numai atât, dar luată în seamă și să aibă un cuvânt mai greu de spus, așa cum au alte comunități din țările respective. Închei cu Marea Britanie, unde știu că ați avut contacte dese cu reprezentanții românilor de acolo. Sunteți de acord cu astfel de idee? După părerea mea, injustă, dar ca moderator nu mi-este permis deocamdată să o calific. Propusă de unii politicieni din Marea Britanie, potrivit căreia, chiar dacă s-ar deschide piața muncii și se va deschide, chiar dacă accesul va fi liber pentru români și bulgari, ar fi foarte bine ca acești români și acești bulgari care vor munci pe piața muncii britanică să nu beneficieze de niciun fel de avantaj social, de niciun fel de, cu alte cuvinte, din impozitele și taxele pe care le plătesc, să n-aibă mai târziu nici ajutor de șomaj, nici alte subsidii sociale din partea statului britanic. Mi se pare aberant. Este un lucru care nu se mai face de pe vremea capitalismului feroce. Nu poți să ții oamenii, să-i pui să muncească și pe urmă să spui, știi, tu... Să plătească taxe? Da? Nu avantaje sociale, nimic. Nu vei beneficia de an de pensie, nu asistență medicală, nu alocație pentru copii, etc., etc. Deci după 7 ani de restricții ar urma 5 ani de secetă socială, să-i spun. Ideea este de-a dreptul aberantă, vă spun. Nici nu am cum să o calific. Mi se pare că nu va putea fi pusă niciodată în aplicare. Nu cred că Marea Britanie, cea mai veche democrație din Europa, va avea o majoritate de voci care să susțină asemenea reglementări aberante. Considerați că sunt doar niște sloganuri electorale? O isterie de tip electoral? Pot fi și așa ceva, desigur, dar și acolo există niște fracțiuni, așa cum constat și în Parlamentul European, și în plen, și la voturi, că există o fracțiune pro-europeană majoritară și există din Marea Britanie și o fracțiune anti-europeană. Probabil că
aceeași fracțiune anti-europeană, care nu-și dorește ca Marea Britanie să mai facă parte din Uniunea Europeană, probabil că aceeași fracțiune nu-și dorește nici ca românii și bulgarii să poată să aibă acces pe piața muncii în Marea Britanie și să beneficieze și de toate drepturile conexe acestui drept al muncii. Vă spun, nu cred că vor avea în final câștig de cauză. Și în final aș vrea să mai spun un singur lucru. România au dovedit peste tot pe unde au fost în Uniunea Europeană că știu să muncească, că știu să fie serioși, că știu să fie buni profesioniști, că nu se dau înlături de la a face treburi cărora altora li se par prea grele sau prea înjositoare sau prea plicticoase sau prea prost plătite. Acesta, aș spune eu, este doar principiul competitivității pus la lucru. Dacă ai asemenea oameni în Uniunea Europeană, mi s-ar părea de asemenea o aberație să-i spui nu vreau să-i folosesc. E ca și cum ai avea un ciocan la îndemână pentru a bate un cui în perete, dar ai folosit tocul de la pantof. Speranța că europenii vor înțelege până la urmă că această contribuție a românilor și bulgarilor la piața muncii autohtonă înseamnă totuși un plus la PIB și că nu vor mai folosi tocul pantofului. Vă mulțumesc pentru participarea la această scurtă emisiune din studioul Parlamentului European și în numele ascultătorilor și privitorilor platformei multimedia Radio România Observatorul European, vă mulțumesc pentru participare. Sper să ne revedem în curând. La revedere!